Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp se războiesc în instanță, dar și în mass media, de mai bine de 2 ani. Cei doi se acuză reciproc de infidelitate, însă antrenorul nu a dorit să ofere dovezi clare, deși susține cu tărie că le are. Sport pe surse a aflat care a fost momentul în care Reghe a aflat că este înșelat și cum a reacționat. Când Ana Maria Prodan și-a dat seama că nu-și mai poate recupera soțul, a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a distruge ceea ce chiar i-a construise. Imaginea publică a acestuia. A urmat lungi declarații ale impresarei, în care jura că un bărbat adevărat nu ar face niciodată ceea ce a făcut Reghe, că un cavaler nu se uită în alte părți. Până în prezent, impresara și antrenorul și-au deschis nenumărate procese, s-au acuzat reciproc de furt, ba chiar și-au cărat pumni și picioare în plină stradă și-au ajuns la secția de poliție. Sătul de atacuri, Laurențiu Reghecamp a acuzat-o și el de infidelitate pe sexy impresară, referindu-se la celebra poveste cu Dan Alexa. Nu știu la care ani se referă. Ăia pe care i-a petrecut numai prin România, departe de Bebe și de mine și alături de altcineva? La fel, din respect pentru Bebe, nu vreau să comentez mai mult, a spus antrenorul. Sportpesurse.ro a aflat detalii despre momentul cel mai dificil din viața lui Laurențiu Reghecamp, conform spuselor sale. Ne referim la cel în care a aflat că soția lui ar fi îndrăgostită de un alt bărbat, nimeni altul decât Dan Alexa. Laurențiu i-a mai reproșat în repetate rânduri că prea umblă peste tot numai cu Dan Alexa, prea laudă în presă. Ana spunea de fiecare dată că Dan tocmai a trecut printr-un divorț și are nevoie de susținere. Spunea că e teamă să nu intre în depresie. Lui Laur tot nu i se părea ok, dar nu mai zicea nimic în fața argumentelor ei, până într-o zi când a găsit facturi pentru mobilă în casă. Mobilă care nu se regăsea în nicio locuință a lor. Reghe nu a spus nimic în acel moment, dar a mers la bancă și a cerut un extras de cont. Acolo a găsit sume mari cheltuite de Ana pe obiecte de mobilă de lux și design interior, dar care nu existau în casă. Căutând printre lucrurile din casă, a găsit inclusiv cheile de la apartamentul lui Alexa. Atunci a dat seama ce se întâmplă. A confruntat-o, iar ea a încercat să nege. I-a spus că doar încearcă să-l ajute pe Dan, pentru că nu mai are niciunele după divorț. Dar Reghe a știut, nu a mai fost cale de dat la întors. A plâns atunci, a suferit foarte mult. A vrut să divorțeze, dar Ana l-a convins să nu arunce pe geam tot ceea ce au construit. Însă relația lor s-a terminat pentru el după acel episod, iar adevărul e că fiecare l-a înșelat pe celălalt mult timp. Ne-au mărturisit surse apropiate celor doi.